Numărul de îmbolnăviri cu COVID-19 în Republica Moldova a crescut cu 20% în ultima săptămână. Între timp, mai mulți fermieri afectați de condițiile meteo nefavorabile spun că se află în prag de faliment, iar măsurile de sprijin anunțate de autorități sunt insuficiente. Bun găsit, începe retrospectiva săptămânii. Numărul îmbolnăvirilor de COVID-19 este în creștere. Doar în Chișinău, aproape că s-a dublat numărul de cazuri într-o săptămână. Cel mai mare producător de zahăr din Republica Moldova susține că peste 60% din recolta de sfeclă a fost compromisă din cauza secetei. Compania cere ajutor din partea statului. Pentru că sunt perspective să devină un important hub în reconstrucția Ucrainei, România este interesată să achiziționeze o parte a portului internațional Giurgiulești. Numărul cazurilor de COVID-19 este în creștere în Republica Moldova. În perioada 19-25 august au fost înregistrate peste 2600 de cazuri noi, cu 20% mai multe decât în săptămâna anterioară. În Chișinău au fost confirmate peste 600 de cazuri, o creștere cu 41%. Situația este alarmantă și în rândul copiilor. Ministrul Sănătății a menționat că situația nu poate fi catalogată drept critică. În același timp, experții internaționali susțin că circulă o nouă tulpină de COVID-19, denumită FLIRT. Starea epidemiologică devine alarmantă în Chișinău. Potrivit autorităților, săptămâna trecută au fost înregistrate 639 de cazuri de infecții cu COVID-19. Paturile din secțiile specializate din spitale sunt ocupate aproape toate. Capacitatea totală de spitalizare pentru pacienți COVID în spitalele municipale este de 94 de paturi, dintre care la sfârșitul săptămânii de raportare, total pacienți confirmați cu infecția COVID-19 internați în spitalele municipale destinate au fost 87 de persoane, 7 în stare gravă și 80 în stare medie. Cei mai vulnerabili în fața virusului sunt persoanele în vârstă și copiii. La Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii au fost internați 51 de pacienți, dintre care 2 în stare gravă. La Maternitatea numărul 2 au fost internate 13 gravide cu COVID. La Spitalul de Ftizio-Pneumologie, din 40 de paturi disponibile, 31 sunt deja ocupate. Suntem activați de o săptămână. În stare generală a pacienților la spitalizare sunt de gravitate medie, câțiva din ei sunt și de stare generală gravă. Avem 5 dependenți de oxigen, dar încă nu întrunesc criterii de terapie intensivă, deci ei se află la noi instituții. Cei care necesită terapie intensivă sunt transferați în altă instituție medicală, în Spitalul Ministerului Sănătății. Avem o creștere față de săptămâna trecută cu 20%. Asta înseamnă circa 2600 de cazuri, dintre care 353 în regiunea transnistreană. Avem exact o creștere cu 20% și la numărul de teste realizate, s-au realizat aproape 13.000 de teste și din toate aceste cazuri, undeva 580 sunt copii. A fost identificat în 25 de probe o subtulpină Omicron. Experții internaționali susțin că circulă o nouă tulpină de COVID-19 denumită FLIRT. Specialiștii în sănătate publică trag un semnal de alarmă și atenționează populația să respecte normele de igienă și să evite locurile aglomerate. Vaccinarea rămâne cea mai sigură cale de prevenție. Cel mai mare producător de zahăr din Republica Moldova susține că peste 60% din recolta de sfeclă a fost compromisă din cauza secetei și recolta de struguri se estimează a fi cu 35% mai mică. Între timp, mai mulți fermieri afectați de condițiile meteo nefavorabile spun că măsurile de sprijin anunțate de autorități sunt insuficiente, iar ei se află în prag de faliment. Cel mai mare producător de sfeclă de zahăr din Republica Moldova susține că a cultivat 8.000 de hectare de sfecle și estima o producție de 42 de tone la hectar. Din cauza secetei, se va recolta doar o treime din recoltă și asta va duce pierderi de până la 30.000 de lei la hectar.
În contextul acesta, bineînțeles că ar fi foarte binevenit un suport din partea statului. Noi am discutat, o să mai discutăm la compartimentul respectiv și o să vedem care va fi reacția și care ar putea să fie eventualul suport. Referitor la prețuri, noi probabil că o să menținem la nivelul anului trecut prețurile la achiziții. Reprezentanții Ministerului și Agriculturii au propus o serie de măsuri financiare pentru a sprijini fermierii afectați de secetă. Ieri a anunțat că vor fi reduse penalitățile pentru fermierii care au întârziere la plata ratelor în 2024, însă doar pentru cei care au contracte cu Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. Este o măsură care, nemijlocit, poate să deplaseze acest grafic și să dea posibilitate producătorului să-și revină, să utilizeze banii în alte scopuri ca să poată produce bani și să poată să se achite în final cu ADMA. Ele la alte măsuri, deci cu alți creditori, ele vor fi luate ulterior. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor sunt nemulțumiți de decizia Ministerului. Ei susțin că este o măsură nișată și insuficientă pentru a susține producătorii agricoli care se află în prag de faliment. Întrebarea mea către toți agricultorii și personal către dumnealui, dar de unde în decembrie noi o să avem? Că acolo este vorba de amânarea plăților pentru 6 luni. Dar în luna decembrie de unde noi o să avem bani? Acum, practic, agricultorii sunt decapitați. Și este vorba doar la ADMA, cei care au avut posibilitatea să cumpere tehnică și utilaj agricole. Deci sunt foarte puțini. ADMA este o structură a statului. Fermierii din Republica Moldova așteaptă despăgubiri de la stat pentru culturile distruse de secetă și cer declararea stării de urgență în agricultură. În multe zone, cultura de porumb a fost afectată în totalitate, iar cea de floarea soarelui în proporție de 80%. Autoritățile au pregătit 100 de milioane de lei ajutor pentru agricultori și recunosc că recolta de pe 97.000 de hectare de teren a fost compromisă. Până astăzi au fost depuse aproape 2.400 de acte care confirmă aceste pierderi, în special la porumb și floarea soarelui. În cei 33 de ani de independență din Republica Moldova au plecat peste 1,5 milioane de locuitori, fiind țara cu cea mai mare scădere a populației din toată Europa. Care sunt cauzele acestui fenomen și ce își doresc cei rămași acasă, vedem în retrospectiva săptămânii. Ucraina blochează tranzitul gazului rusesc. Președintele Volodymyr Zelensky a anunțat că acordul de tranzit, care expiră la 31 decembrie 2024, nu va mai fi prelungit. Ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlikov, susține că această decizie poate duce la o majorare a prețului la energie electrică, dar și la o criză în regiunea transnistreană. Договір з Росією ніхто продовжувати не буде, на цьому поставлена крапка. Що стосується транзиту газу від інших компаній, якщо буде продовжуватись, тут ви праві, продовжувати запит деяких наших європейських колег, ми всі в Євросоюзі, ми будемо розглядати їх прохання. Потрівіт міністрului енергії de la Chișinău, riscurile care pot apărea în urma acestei decizii vizează în primul rând locuitorii din regiunea transnistreană. Pe noi ne-ar putea afecta din două puncte de vedere. Una, prețul la energie electrică și doi, legat de gestionarea unei potențiale crize care se întâmplă în stânga Nistrului, care oricum noi va trebui să o gestionăm pentru că e vorba de cetățenii noștri, în primul rând. Sigur că noi ne pregătim în regim de lucru. Am instituit stare de alertă timpurie exact pentru a avea, spunem așa, posibilitatea de reacție imediată în caz de necesitate. Deocamdată nu există o necesitate. Expertul în energetică Eugen Muravski susține că în cazul în care regiunea transnistreană nu va primi gaz gratis, autoritățile de la Chișinău trebuie să cumpere gaz de pe piața europeană pentru a fi livrat în regiune. Trebuie să înțelegem că noi nu putem oferi acest ajutor gratuit, nu putem oferi un colac de salvare regimului separatist de la Tiraspol. Da, autoritățile de la Chișinău trebuie să aibă grijă de cetățenii noștri din stânga Nistrului, dar nu de regimul separatist. Scenariul care ar permite păstrarea status quo-ului și livrarea de gaz rusesc prin Turcia și apoi prin gazoductul transbalcanic până în regiunea transnistreană, ceea ce, mă rog, ar permite păstrarea
delicarea situației. Autoritățile dau asigurări că Republica Moldova va avea gaz și energie electrică. În cazul în care nu se va mai furniza electricitate din regiunea transnistreană pentru Energocom, compania va achiziționa energie din România. La începutul lunii august, Comisia pentru Situații Excepționale a declarat stare de alertă timpurie în sectorul gazelor naturale și s-a pregătit un plan de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energetică. România intenționează să cumpere acțiunile deținute de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Portul Internațional Giurgiulești. Guvernul de la București a inițiat negocierile cu instituția financiară prin semnarea pe 28 august a unui memorandum. Autoritățile de la Chișinău spun că nu este vorba de vânzarea în totalitate a portului, ci doar a părții care aparține BERD. Un memorandum adoptat astăzi de către guvern, aprobarea inițierii negocierilor cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD, în vederea achiziționării de către statul român prin intermediul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime S.A. Constanța, societate comercială aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a acțiunilor Danube Logistics SRL deținute de către BERD în Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Guvernul României mai anunță că în baza acestui memorandum se va crea o comisie de negociere pentru a începe discuțiile cu BERD. Între timp, autoritățile de la Chișinău susțin că portul Giurgiulești rămâne în proprietatea statului. La vânzare este scoasă doar partea acestui obiectiv deținută de BERD. Deocamdată, suma pe care România este gata să o plătească nu a fost făcută publică. Complexul portuar de la Giurgiulești are două porturi. Un port este gestionat de BERD, cel care a fost concesionat în perioada comunistă, și portul de stat. Gestionarul portului principal, Portul Internațional Liber Giurgiulești, este BERD. BERD are discuții cu mai mulți investitori din Olanda, România, Turcia, ca să vadă cum dezvoltă în continuare. Pe portul de stat, noi am anunțat și un proiect de dezvoltare și guvernul nu intenționează să vândă. E un obiectiv de importanță națională și de obicei toate aceste obiective nu sunt vândute. Pot fi concesionate ca aeroportul și toate cele, dar de principiu obiectivele de această importanță națională rămân în gestiunea guvernului. Portul Internațional Liber Giurgiulești din sudul Republicii Moldova a devenit un punct de tranzit comercial strategic pentru exportul de cereale din Ucraina după ce Federația Rusă a blocat porturile de-a lungul coastei ucrainene a Mării Negre. BERD a cumpărat grupul de companii Danube Logistics în 2021, devenind acționar majoritar al obiectivului. Într-un comunicat, banca anunța că, prin această achiziție, își propune să dezvolte activitatea Portului Internațional Liber Giurgiulești și că va încerca să atragă și investitori internaționali. În septembrie 2023, premierul român Marcel Ciolacu declara într-un interviu pentru presa de peste Prut că guvernul de la București intenționează să cumpere Portul Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova, în contextul în care se preconizează ca România să devină un hub important în reconstrucția Ucrainei. Președintele României Klaus Iohannis a cerut partenerilor internaționali să ofere în continuare asistență Republicii Moldova. Mesajul a fost transmis în cadrul vizitei oficiale la Chișinău, întreprinsă pe 31 august la invitația președintelui Maia Sandu. Cei doi oficiali au semnat și o declarație comună privind cooperarea bilaterală pentru consolidarea rezilienței Republicii Moldova. Am considerat că este momentul potrivit pentru a semna un angajament bilateral care rămâne obligatoriu și pentru cei care vin după noi. Să ne asigurăm că lucrurile bune începute să continue cel puțin la aceeași intensitate. Această declarație reprezintă și o reconfirmare a sprijinului multidimensional pe care România îl acordă Republicii Moldova pentru consolidarea rezilienței instituționale și la nivelul societății. Suntem recunoscători României pentru sprijinul acordat în consolidarea rezilienței Republicii Moldova, iar declarația semnată astăzi reafirmă susținerea dumneavoastră fermă în fața numeroaselor provocări cu care ne confruntăm. Sunt convinsă că vom dezvolta în continuare acest parteneriat în beneficiul comun al oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului. România vă va fi alături.
drept cel mai de încredere și activ susținător al parcursului european și încurajez de la acest pupitru toți partenerii internaționali să sprijine consistent și pe termen lung Republica Moldova și pe cetățenii săi. Republica Moldova a marcat 33 de ani de la proclamarea independenței. Sunt 3 decenii de evenimente și transformări care au conturat parcursul politic, economic și social al țării. În acest an, după începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană, Republica Moldova a sărbătorit independența alături de liderii statelor baltice, singurele foste republici sovietice care au aderat la UE. Oficialii au semnat și o declarație comună prin care își reconfirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Iar cetățenii spun că au mari așteptări legate de viitorul țării. Independența pentru poporul nostru înseamnă libertate, înseamnă liberă circulație, înseamnă evoluție spre Uniunea Europeană, spre valori. Calea noastră este spre Europa, nu pentru noi, pentru nepoții noștri. Ce-i doriți Republicii Moldova în următorii ani? Să devină mai bogate, mai prospere. Generațiilor tinerilor doresc să fie liberi, să nu știe niciodată ce este război și niciodată să nu miroase praful de pușcă. Republica Moldova se află la o răscruce de drumuri, așa cum s-au aflat și țările baltice acum 20 de ani, însă calea europeană este cea care îi va asigura pacea și progresul. Sunt afirmații făcute de președinții celor 3 state baltice, Lituania, Estonia și Letonia, care s-au aflat pe 27 august la Chișinău. Oficialii au semnat o declarație comună prin care își reconfirmă sprijinul pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. This is very important to take this chance because such chance might be occur only one per I don't know 20 or 30 years and you have this chance right now. I think sooner or later Moldovan people will have to decide about security guarantees for this country. But now, today, we have to decide, first of all, what path Moldova will choose. During our referendum, around 65% voted in favor of joining the EU. Today, the support of the EU is more than 80%, and among young people, over 90%. The EU has brought everything that was promised and more. Most importantly, it has brought freedom to always choose our destiny and possibility to dream big. Oficialii de la Tallinn, Riga și Vilnius au declarat că vor oferi tot sprijinul tehnic și politic necesar pentru ca Republica Moldova să avanseze cât mai rapid pe calea integrării europene. Țările baltice sunt o sursă de inspirație pentru noi. Ele, ca și noi, au luptat pentru libertate și pentru un viitor european. Iar în acest an sărbătoresc 20 de ani, 20 de ani în Uniunea Europeană. Președinții Lituaniei, Estoniei și Letoniei au venit la Chișinău la invitația președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu. Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turiști. Numărul străinilor ce au vizitat țara a crescut cu peste 55% în prima jumătate a acestui an. Ce îi motivează pe vizitatori să vină în Republica Moldova în scop turistic, vă spunem în câteva minute. În 3 decenii, Republica Moldova a pierdut 40% din populație. Au plecat peste 1,5 milioane de moldoveni, iar potrivit IDIS Viitorul, Republica Moldova are cea mai mare scădere a populației din toată Europa. Cel mai grav e prin sate, care încet și sigur se pustiesc. Sărăcia este principala problemă, iar cei rămași au o singură dorință. Locuri de muncă cu salarii decente și pe toți cei dragi alături. Nu vă este urât așa, singură? Ei nu ne urât. Uneori plâng, n-ai cu știi. În 1991, populația Republicii Moldova era de 4,34 de milioane de locuitori, dintre care 3,6 milioane pe malul drept al Nistrului. În 2024 rămân doar 2,72 de milioane de locuitori, dintre care 2,42 de milioane pe malul drept al Nistrului. Ne aflăm pe strada Regina Maria din satul Semionovca, raionul Hâncești. Odată plină de viață, această uliță este acum pustie. Vedem case abandonate și lăsate în paragină. În sat mai locuiesc doar 5 bătrâni. Aici nu-i nimic, dincolo nu-i nimic, dincolo nu-i nimic.
tocmai acolo 2000. Umuriși care s-au dus prin străini, mi vin copii, plăcări prin ei și mi aduc pâine. Mi-ai copii de 22 de ani duși. Și înapoi așteaptă să schimbe și e mai bine, și de lucru, și ca cum e Europa, ia ca și. Pentru a scăpa de sărăcie, mulți s-au mutat la Chișinău, mai revin prin sat de sărbători sau pentru a îngriji casa părintească. Părinții au construit, ei au fost și mai mult nu s-o mai ia ca eu am rămas și copiii așa care și cum, nu prea... Lipsa locurilor de muncă și perspectivele de dezvoltare i-au făcut pe mulți să tense și abandoneze casele și părinții. Eu de mine nu mă tem, dar mă tem ca de copilul ăsta. La așa să ajung e, cu așa, de plătit nu plătește. De lucrat n-ai unde lucra, pe-ți scump. Și străiască omul ăsta. Dacă vii la oameni și mai trebuiește, mă rămâne prin sat, așa cu omul s-a dus. Și bătrânul a rămas cu 2000 de lei, au noroc de băieți care pleacă și hotarele mai trimite câte o leacă. În 2024, salariul mediu în Republica Moldova este de 14.200 de lei, iar pensia de 3.850 de lei. Din păcate, mulți nu au locuri de muncă sau nu apare în evidențele autorităților, iar statisticile nu arată adevărata fața nivelului mediu de trai. Fiecare om vrea să trăiască mai bine. Și ca soluție, sau uiți-o psihotare. Ca să facem față tuturor provocărilor, într-adevăr, salariile ar trebui să fie mai mari. Dar știm unde suntem și ce avem. Datele IDIS Viitorul arată că în anul 1991 erau 1,5 milioane de salariați și 582.000 de pensionari. În 2004 erau 625.000 de salariați și 530.000 de pensionari. Experții spun că această scădere dramatică nu a fost recuperată nici până astăzi, după 20 de ani. Elevii de la 40 de școli din Republica Moldova vor merge la cursuri în localitățile învecinate cu microbuze noi, sigure și confortabile. Vehiculele cumpărate cu ajutorul României au ajuns în instituțiile de învățământ care aveau cea mai mare nevoie de ele. Printre școlile care au primit un microbuz nou se numără și gimnaziul din satul Roșietici, Florești. Până acum, copiii din 6 localități erau nevoiți să parcurgă peste 2 km pentru a ajunge la această școală. Cu acest microbuz vor fi transportați peste 70 de copii. Vom face mai multe rute pentru ca toți copiii, ciclul primar, gimnazial, clasele 1-a 9-a să fie toți transportați. Noi vom direcționa-o spre una dintre cele mai mari instituții care resimte necesitatea. Vorbesc de Comuna Sărata Galbenă, o școală de circumscripție din această localitate, Liceul Teoretic Universum, unde învață copii din 6 localități ale raionului. Suntem o școală de circumscripție și transportăm toți elevii dus venit din aproximativ 8 localități. Noi am avea nevoie de un autocar mult mai încăpător. Ne-ar aranja cu mult mai mult, dar suntem mulțumiți deocamdată și de asta. Mașinile în valoare de 74 de milioane de lei au fost procurate cu sprijinul financiar al Guvernului României. Autoritățile de la București au înțeles foarte bine nevoile și necesitățile care există aici în Republica Moldova și de fiecare dată când au fost solicitați au răspuns pozitiv. Iar prin acest lot de autobuze credem că contribuim foarte, foarte serios la îmbunătățirea calității în educație. Deci anul ăsta, în total, o să oferim 79 de autobuze instituțiilor noastre de învățământ. Criteriile de selectare, ne-am asigurat fiecare raion să primească cel puțin unul, după care raioanele unde există cea mai mare necesitate pentru capacitatea adițională de transport, unde fie flota este învechit, ori numărul de copii care urmează să fie transportați este în creștere, au fost prioritizate. Republica Moldova se confruntă cu o lipsă acută de medici veterinari. În companiile de la stat și private sunt cam 750 de specialiști, un deficit de 35%, mai ales în zonele rurale. În acest an, statul a reușit să angajeze doar 13 tineri absolvenți ai facultăților de profil. Autoritățile speră că indemnizația unică de aproape 200.000 de lei care se oferă din acest an va atrage mult mai mulți tineri pentru a se angaja la sate. Salariul mic și infrastructura deficitară ar fi principalele cauze care fac neatractive profesia de medic veterinar, mai ales în mediul rural. Mai sunt însă și excepții. Din mic copil am crescut între animale și mai departe am mers ca să lucrăm pentru să avem specialistul nostru în familie. E foarte departe, dar sperăm că, nu știu, poate cu timpul undeva
o deschidem ceva privat la noi, la Soroca, și noi să ne dezvoltăm. Un medic veterinar începător primește un salariu de aproape 11.000 de lei. Pentru a se putea întreține, Vasile Invacov muncește în mai multe companii. Am în gestiune 4 ferme de vaci de lapte, dintre care una este o stână de oi. Și acum recent sunt angajat al circunscripției numărul 2 Rezina. Din punct de vedere a salariului, da, este mic. Pe lângă toate acestea, mai este timp liber în care prestez servicii zooveterinare în teren. Statul acordă o indemnizație unică de 200.000 de lei celor ce vor să se angajeze în localitățile din Republica Moldova, excepție Chișinăul și Bălțul. Noua absolvenți au depus recent dosarele pentru a beneficia de aceste facilități. Vârsta medie pe această profesie este destul de înaintată și însăși ca perspectivă și ca concept de stat ar trebui să luăm în calcul și schimbul de generație în următoarea perioadă. Tinerii care absolvesc instituțiile foarte greu decid să revină înapoi în mediul rural. De ce? Pentru că ei au și dorința de a avea acces la facilități, de a avea acces la drumuri bune, de a avea acces la apă. Primii 13 medici veterinari beneficiari ai acestui proiect s-au întâlnit cu Ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare și au primit certificatul cu prima tranșă de 68.500 de lei. Următoarea etapă va fi că din farmaciile veterinare, pentru că trebuie să garantăm un control extrem de strict asupra tuturor medicamentelor de uz veterinar, toate produsele pot fi achiziționate din farmaciile veterinare în exclusivitate cu recetă primită de la medic veterinar cu care ai contract și care se ocupă de tratamente pentru animale pe care le ai tu. Deci, în așa mod, noi introducem în viață, în Republica Moldova, principiul european. În majoritatea satelor din Republica Moldova lipsesc medicii veterinari, iar în unele raioane, un singur specialist deservește chiar și până la 40 de sate. Asta în timp ce peste 30% dintre medicii veterinari sunt angajați în Chișinău. În raionul Rezina există doar un singur medic veterinar, iar în Soroca 10. Republica Moldova devine tot mai atractivă pentru turiști. Numărul străinilor ce au vizitat țara prin intermediul agențiilor de turism a crescut cu peste 55% în prima jumătate a acestui an. Cei mai mulți oaspeți vin din România, Italia, Statele Unite, Germania și Marea Britanie. Turiștii străini aleg să viziteze țara noastră pentru a vedea cramele, pentru experiențele culturale, dar și gastronomia locală. Potrivit Biroului Național de Statistică, peste 25.000 de turiști străini au vizitat Republica Moldova în acest an, dublu față de aceeași perioadă anului trecut. Cei mai mulți vizitatori vin din România, fiind în proximitate imediată, fiind lipsa barierei de limbă și de comunicare. Românii sunt cei care iubesc și savurează gastronomia Republicii Moldova. Italia și țările în care diaspora este destul de puternică revin în august acasă și este o perioadă atunci când avem multe evenimente, multe activități pentru ei. Deși regiunile vitivinicole și obiectivele turistice răspândite în toată Republica Moldova sunt o atracție pentru turiștii străini, Chișinăul rămâne în topul preferințelor. I'm going to visit Chișinău, the capital, and I'm also going on a tour to Tiraspol tomorrow. I am just impressed at how, you know, lively the people are here. The Latin, you know, soul is visible. It's identifiable as a Mexican. And hoping to have a good time here. I will stay in Chișinău, actually, and I will try to take the best of the city. I find it very green, very pleasant, quite safe, actually, as well, so I really appreciate it. În timp ce unii dintre turiștii străini sunt interesați să descopere obiectivele turistice urbane, alții sunt curioși să afle istoria Republicii Moldova. I hope I will see some different things I'm used to from the Western world. Maybe some history about communism. Yesterday I saw Krikova, and today I'm doing a tour to know more about Chișinău. But I'm not staying a long time, so I don't have a lot of time to visit all Chișinău. I heard nice things about Moldova, about the culture, about the drinks, and I wanted to come here and enjoy it and see the culture from here. Datele PNS arată că 95% dintre vizitatori au fost excursioniști de o zi care au sosit în scop de odihnă, recreiere și agrement. Și durata media sejurului în țara a turiștilor străini a crescut la 4 zile, față de aceeași perioadă a anului trecut. În 2024 avem într-adevăr o creștere pe partea de trasee turistice. Chiar acum suntem în proces de elaborare a două trasee care ar conecta
conecta dreapta și stânga Nistrului. Avem partea de extindere a ofertelor turistice, cei care deja au o afacere turistică doresc să se extindă spectrul de servicii, numărul de camere. În 2024, încasările agențiilor de turism și tur operatorilor au fost de peste 1,5 milioane de lei, cu 15,7% mai mult față de ianuarie-iunie 2023. Aici punem punct retrospectivei săptămânii. Sunt Natalia Chicu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu TVR Moldova. Pe curând!